Domnul să primească lauda înaintea Lui. Vă salut pe toți în numele Domnului. Mulțumesc Lui că sunt cu voi aici. Mulțumesc pentru invitația din partea conducerii bisericii. Vă rog să treceți și voi să vă văd cu Sami în frunte. Tu ești Robert? Da? El e Robert? El mă filmează? Și mă dă live acum? Cine mă vede acum? Nu toată lumea. Câțiva mă văd. Îi salut pe toți care v-ați făcut timp. Suntem în orașul Leeds, în Marea Britanie, la Biserica Rugul Aprins. Și suntem într-o sâmbătă după masă. Și uite că a mai venit o trupă de la? Din Manchester. Welcome, Manchester people. Haideți mai în față și în partea cealaltă. Puteți cât mai aproape, fetelor. Haideți cât mai aproape de mine. Nu vă rușinați că o să rămâneți nemăritate dacă stați în spate. Dacă veniți mai în față, o să aveți mai mari șanse să vă măritați. Deci avem tineri din mai multe, este o întâlnire de tineret, tineri din mai multe biserici, da, înțeleg, din Leeds, Manchester, Ipswich, da, a, cine e din Ipswich? Da. Noi nimeni, a, nu, a venit special, din ce localități? Birmingham, mai este cineva? De la Toflea este cineva? Din Boston? Boston, Marea Britanie, nu? Unde este Bostonul localizat? Cine din Boston? Tu ești singura? Săracă, ai venit pe jos, ai venit cu... Da, bine ai venit și tu. Ok, i-am reglat și vocea. Tonalitatea. Astăzi subiectul este despre călăuzire. Ce înseamnă să fii călăuzit? În limba engleză cuvântul este guidance. A fi călăuzit, ghidat. De aici vine guidance, ghidare. Da? Să învățați și voi, cei mai bătrâni, da? Engleză, să nu dați numai din mâini. Guidance, ia spuneți toți, guidance. Guidance. Asta înseamnă călăuzire. Bun, să vedem cum e cu călăuzirea. În primul rând, ceva despre mine, eu sunt din România, vin din Timișoara, unde locuiesc. Sunt și pastor, dar sunt în principal profesor de teologie la mai multe școli din România și din alte țări. Am avut 6 copii în viață. În viață sunt doar 5. Un băiat a murit. Avea 21 de ani. De asemenea, am 9 nepoți. 9 nepoți. Parte din ei, 2 copii și 8 nepoți sunt în Statele Unite, restul sunt în țară. Copii și o nepoțică. Primit salutări din partea soției mele, Tatiana, care n-a putut să mă însoțească, și primit salutări de asemenea și din partea colegilor profesori. Într-una din școlile din România, un colegiu pe nume Ministerium, care este inițiativa Comunității Pentecostale de Cluj, cred, împreună cu Institutul Teologii Pentecostal din București, cu mai mulți ani în urmă au
organizat și au început o școală pentru slujitori, băieți, fete, bărbați implicați în lucrare, tineri. Și această școală se numește Ministerium. E un cuvânt din limba latină care poate să însemne slujire. Și acolo i-am întâlnit pentru prima oară pe frații emigranți din Toflea, care s-au stabilit la Cluj și au venit câțiva dintre ei la această școală. Am fost invitat să predau și eu un curs de teologia închinării și acolo ne-am întâlnit împreună cu fratele Andrei, Florin și ceilalți. Am început să le știu și poreclele și cu Troi. Troi a fost el? Da. Unde e fratele Troi? Acolo în spate. Și cine a mai fost în prima generație acolo la Ministerium? Mai este cineva în afară de voi? Dar a fost vreo 7-8, cam așa. Au rămas în Florești și el. Știu că i-am vizitat și în Florești de mai multe ori. Și fratele Andrei, într-o discuție pe care am avut-o cu dânsul acum câți ani? 4 ani? Mi-a cerut părerea legată de familie, de priorități și l-am încurajat să vină în Anglia pentru familia lui în special. Avea mai mulți copii, era greu și a considerat că Domnul m-a folosit și pentru călăuzire și iată-l aici, conducând sau fiind partea conducerii bisericii. Asta a însemnat călăuzire. Dumnezeu folosește oameni ca să te călăuzească. Oameni care sunt curați înaintea Lui. Dar despre asta puțin mai încolo. Deci prezența mea aici este și urmarea călăuzirii pe care Dumnezeu i-a dat-o fratelui Andrei. Am venit special la rugămintea lui, pentru că nu vă cunosc. Am înțeles că sunteți mai multe biserici deja de tipul rugul aprins, în mai multe localități și mă bucură lucrul acesta. Aveți o misiune foarte importantă aici. Despre aceasta mai mult am să vorbesc duminică seara, când subiectul meu va fi despre cum să trăiești în diasporă, cum să trăiești într-o țară străină. Da. Astăzi însă mă limitez la subiectul despre călăuzire. O să începem cu un verset din Psalmul 143, versetul 10, pe care vreau să-l rostim împreună cu toții. Da? Vă deschideți smartphone-urile la ebiblia.ro. Psalmul 143, versetul 10. Mă bucur că aveți și Biblia tipărită la voi, și eu am, dar am și pe telefon și pe iPad și fetele, uite, cu Biblia după ele. Voi aveți încredere în noi, așa-i? Că o citim ce trebuie aici. Un creștin trebuie să aibă Biblia cu el mereu. Acum aveți ocazia să puneți în telefonul vostru mobil Biblia. Ai telefon mobil. Tu n-ai? Trebuie să vă cumpărăm niște telefoane mobile. Biserica poate investi. Ca și cum ai investi într-o Biblie. Îi cumperi cuiva un telefon mobil și pui numai Biblia în el. Da, glumesc. Dar e mare har, să știți. E mai bine să citești din Biblia tipărită, e o altă relație între cititori. Dar să știți că și în gadgeturi, în aceste instrumente tehnice, e harul Domnului să poți avea tot timpul Biblia și mai multe traduceri, să poți verifica. Deci, hai să vedem, ați găsit Psalmul 143, versetul 10, da? Care spune, am să citesc eu întâi și apoi recităm cu toții. Cuvântul Domnului, prim David spune, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
Da? E foarte simplu. Bun, haideți cu toții, rar, să spunem cu voce tare. Începem. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin. Cum se face o predică din acest verset? Voi, predicatorii, deja vă puteți lua notițe. Când mergeți într-o altă biserică, puteți ține predicați. Sunt patru lucruri aici care definesc voia lui Dumnezeu. Patru lucruri se spun despre voia lui Dumnezeu. Da? Primul lucru care se spune despre voia lui Dumnezeu este acesta. Că Dumnezeu are o voie a Lui. Învață-mă să fac voia ta, Dumnezeule. Da? Deci Dumnezeu are o voie. Ce înseamnă voie? Da? Dumnezeu are voință, Dumnezeu are puterea de a decide, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu, asta înseamnă voia Lui. Da? Și tu trebuie să descoperi această voie. Eu cred că Dumnezeu are o voie, adică un plan al Lui pentru fiecare dintre voi. Nu doar așa voia generală a lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Sunteți de acord, da? Dumnezeu vrea să fie pace. Da, da. Asta e una. Dar pentru fiecare credincios, Dumnezeu are o voie particulară. Dumnezeu are o voie și pentru tine, un plan, adică și pentru tine. Al doilea lucru care se spune aici, spune David, învață-mă să fac voia ta. Deci al doilea lucru, voia lui Dumnezeu se poate învăța. Deci este ceva ce tu poți să înveți, să înțelegi. Da? Deci Dumnezeu are o voie și această voie poate fi învățată de orice credincios. Vedeți că nu spune aici că voia lui Dumnezeu cade așa parașutată sau vine de nu știu unde. Ea trebuie învățată. Și astăzi vom învăța și noi cum să descoperi această voie. Al treilea lucru care se spune aici în text este că Duhul tău cel bun să mă călăuzească. Da? Deci, voia lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, vine prin călăuzire. Se poate învăța și Dumnezeu a hotărât ca să poți cunoaște voia Lui prin călăuzire. Duhul tău cel bun să mă călăuzească. Deci voia lui Dumnezeu există, e a lui Dumnezeu. Voia aceasta se poate învăța și această voia lui Dumnezeu poate să fie cunoscută prin călăuzirea Duhului Sfânt. Duhului lui Dumnezeu. Deci nu există să spui nu știu voia lui Dumnezeu, că n-ai Duhul lui Dumnezeu înseamnă. Duhul lui Dumnezeu poate să te călăuzească, să te ghideze, să te lumineze, să înțelegi voia lui Dumnezeu. Da? Altfel spus, dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, întâi trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu în tine. De aceea sunt atâția oameni în prejurul vostru care nu cunosc voia lui Dumnezeu, nu știu ce să facă, nici nu se roagă lui Dumnezeu, nici nu apelează la Dumnezeu, pentru că n-au Duhul lui Dumnezeu. Deci tu trebuie să ai o relație potrivită cu Duhul lui Dumnezeu ca să poți cunoaște voia lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru care se spune aici, în același verset, este acesta, deci învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească, 4,
pe calea cea dreaptă. Patrulea lucru este acesta, că voia lui Dumnezeu este dreaptă, adică este sfântă. Voia lui Dumnezeu este desăvârșită. Da? Și pe asta tu trebuie să o, să o descoperi, să o înțelegi. Bun. Deci, dintr-un singur verset ați văzut câte învățături putem extrage. De-aia l-am ales, acest verset, chiar ar trebui să vi-l subliniați în Biblie sau să-l puneți cu magnet pe frigider și să vă ajute. Bun. Deci, voia lui Dumnezeu există, Dumnezeu are un plan pentru tine. Cum poți să ajungi să-L cunoști? Trebuie să înveți voia lui Dumnezeu, trebuie să exersezi, să te disciplinezi. În această după masă, eu am să vă dau câteva criterii, principii, prin care tu poți cunoaște voia lui Dumnezeu. O să fie trei domenii mari, trei direcții pe care vom merge. Întâi de toate, voia lui Dumnezeu se descoperă prin sau în părtășia cu Dumnezeu. Ăsta e primul domeniu mare. Nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu dacă n-ai părtășie cu El. Ce înseamnă părtășie? Vine de la părtaș, de la a împărtăși, de la a avea împreună. Părtășie înseamnă relație. Deci nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu dacă nu ai relație cu Dumnezeu, părtășie cu El. Cum se face această părtășie? Eu am să vă dau trei exemple prin care poți cunoaște voia lui Dumnezeu în relație cu Dumnezeu. Poate că cea mai importantă relație de părtășie cu Dumnezeu este prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am să revin mereu la această idee. Deci, poți cunoaște voia lui Dumnezeu prin a avea părtășie cu Dumnezeu prin cuvânt. Există un verset, două sunt de fapt în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15 și 16, care vorbesc despre această relație cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici mă refer la relația în primul rând cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu scris, cuvântul lui Dumnezeu Biblia. 2 Timotei 3, da? Versetul 15 și 16, spune așa. Pavel scrie unui tânăr, cum sunteți voi. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată sau inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Patru lucruri face. Dar un lucru pe care îl face Sfânta Scriptură, spune, este să îndrepte, să îndrepte în sens de călăuzire, să te îndrepte, să mergi corect. Deci, vrei să cunoști voia lui Dumnezeu pentru căsătorie? Da, sper. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu pentru slujba ta, pentru școala la care să mergi, pentru prietenie? E foarte bine, se poate cunoaște. Prima condiție este să ai părtășie cu Dumnezeu prin cuvânt, prin Sfintele Scripturi. Și trebuie să insist aici asupra acestui lucru, pentru că
Sunt mulți tineri care nu mai citesc Biblia. Știu cântările, dar nu știu Biblia. Nu se poate să fii creștin, să vrei călăuzire și tu să n-ai părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun că eu așa am crescut. Părinții așa mi-au imprimat de când eram mic. În casa noastră, mai ales mama, era responsabilă cu partea aceasta mai duhovnicească. Ne-a învățat să ne rugăm, vom vedea și aceasta, dar de mic știam că în fiecare duminică trebuia să învăț măcar un verset din Biblie și să-l spun în fața bisericii. Veneam în fața așa micuți, cum eram câțiva anișori, spuneam un verset, după ce am crescut și am spus mai multe versete, paragraf. După am crescut și am spus capitole, pe de rost. După am crescut și am spus, am recitat cărți din Biblie. După aia, n-am mai... Am îmbătrânit. Dar eram ca voi băieți, așa, în liceu, și știam pe de rost Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 1 Petru, 1 Ioan, Evrei. Și cea mai grea de memorat a fost tot Romani, Cartea Romani, care e mare, 16 capitole. Cu asta mă ocupam în tinerețea mea. Acum dacă vă întreb pe voi ce memorați, unde suntem la Leeds aici, nu aveți echipă în Premier League, dar e Manchester, nu? Vă spun, unii sunt în stare să-mi spună toți jucătorii de la Manchester United sau Manchester City. Ce să zic de Liverpool? Sper că nu țineți cu Chelsea. Deci, dacă eu însă v-aș întreba astăzi un verset din Biblie care îți place, ce mi-ai spune? Și tu, tânără, care sunt versetele favorite din Biblia ta? Vedeți, tu aștepți călăuzire și nu cunoști Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate. De astăzi începând, trebuie să luați o decizie. Dacă vreți să fiți serioși cu Dumnezeu, cu viața de credință, puneți mâna și citiți Sfânta Scriptură și încercați chiar să memorați așa câte un verset din când în când. Așa să vă ajute Domnul. Știți cum este asta cu memorarea Bibliei? Mintea noastră, creierul nostru se dezvoltă. Știți că creierul vostru la tineri crește, se dezvoltă până la 21 de ani, cel puțin. Sunteți mulți aici sub 21 de ani. Ia, cine e sub 21 de ani să ridice mâna sus? Oi, mult. Deci creierul vostru încă nu s-a dezvoltat. Mai aveți o șansă. Mai aveți o șansă. Să creierul vostru să încă să crească, să se dezvolte și să vă maturizați. Nu? Și nu știați asta. Și asta e din punct de vedere medical. Deci procesul nu s-a încheiat. Cei peste 21 de ani, pare rău. Atât ai primit. IQ, coeficientul de inteligență. Contează ce faci cu inteligența pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Uitați, tinerilor, eu am fost, îmi aduc aminte de o predică din perioada mea de liceu. Am făcut liceu la Oradea și ne-a vizitat un pastor din America. Și țin minte și acum predica lui, pentru că a vorbit ceva nou, ceva diferit. Și a spus așa, că
creierul nostru este un teren de luptă. Pentru mintea noastră se luptă și cel rău, diavolul și Dumnezeu. Și la unii tineri, zicea el, încă din perioada liceului, în special perioada liceului, diavolul a construit cazemate în mintea lor. Știți ce este o cazemată? Un loc, în timpul războiului, se construiau niște locuri foarte rezistente, din care se trăgea cu tunul sau așa, foarte greu de distrus, erau toate construite ca să reziste la diverse bombe, în sfârșit. Era o cazemată, un loc de întăritură, un loc greu de distrus. Și spunea el că diavolul construiește în multe minți ale tinerilor cazemate, mai ales în perioada liceului. Și este vorba de anumite patimi, anumite păcate, pe care diavolul ți le strecoară în minte și e foarte greu să le dai afară după aceea, aceste gândurile, aceste patimi. Și trebuie să fii foarte atent cui îi dai voie să intre în mintea ta. Și spunea el, dacă citești reviste murdare, așa era în perioada aceea, imaginile murdare cu femei sau bărbați care, deci e vorba de pornografie aici, o imagine pornografică, o imagine la care te uiți 2 secunde, îți va trebui 20 de ani să o scoți din mintea ta. Dacă în perioada asta folosești alcool, te invită cineva, îți oferă și cazi în ispită, va fi greu să reziști patimii alcoolului. Și aici, în Anglia, să știți că există o mare problemă. Pe lângă droguri, alcoolul la tineri este o mare problemă. Tinerii beau mult prea devreme și își strică mintea. Și țin minte predica aceasta, pentru că ideea aceasta n-am mai auzit-o și m-a luminat, m-a ajutat să înțeleg. De aceea spunea acest predicator, pune în mintea ta lucruri care să te păzească de aceste chestiuni murdare. Zice, memorează Biblia. Cu cât memorezi Biblia mai mult, cuvântul lui Dumnezeu are putere să alunge aceste gânduri, aceste imagini din mintea ta și să îți țină mintea curată. Dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu, să știi că va fi foarte greu ca altceva să alunge, să curețe mintea ta. Cred și în puterea rugăciunii, așa cum veți vedea. Și cred și în puterea cântării curate înaintea Dumnezeu. Dar să nu vă bazați doar pe acestea și... De ce? Cântările sunt compuse de noi. Ați cântat câteva cântări aici... Sunt compuse de oameni. Biblia este compusă de Dumnezeu, prin Duhul Său. E o diferență. Rugăciunile sunt compuse de noi. Noi le spunem, le rostim, fiecare cum știe. Nu se compară cu cuvântul lui Dumnezeu, care inspirat de Duhul lui Dumnezeu și a rezistat viacurilor și a ajuns la tine, în smartphone-ul tău, în Biblia ta tipărită. Deci ăsta e primul lucru. Vrei călăuzire? Trebuie să ai părtășie, relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Uite ce să faci. În fiecare zi, acum chiar și programele pe telefoanele mobile, au posibilitatea să-ți planifici ca în fiecare zi să-ți apară un paragraf din Biblie sau un verset pe care să-l citești sau să-l memorezi. Puneți-vă în telefoane. Dacă mergeți pe internet, există un site numit ebiblia.ro în limba română, care are mai multe versiuni ale Bibliei,
are cum să citești Biblia în fiecare zi, îți dă totul de agat, are comentarii biblice, există schițe de predici acolo, e un site foarte bun. Cel care susține acest site, pentru că cineva plătește pentru așa ceva, este un frate de-a nostru pentecostal din Canada, român. Da. El face o jertfă extraordinară. Și m-am întâlnit cu el și l-am încurajat și i-am spus că, uite, oriunde mă voi duce, vreau să vorbesc despre lucrarea aceasta ca tineri, măcar tineri să știe acest lucru. Deci, primul mod prin care Dumnezeu te călăuzește este prin părtășia pe care o ai cu Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie vei găsi principii. Nu trebuie să cauți în Biblie toate detaliile. Cum vine lucrul acesta? Am să fac aici o diferență între manual și ghid. Când cumperi un telefon mobil, iPhone 10, ei, acum stai că a apărut mai... Orice telefon pe care îl cumperi sau aparat vine cu ce? Cu un manual. Da? Manual în care ți se scriu toate detaliile. Uite, așa se bagă în priză. Uite, așa se alimentează telefonul. După aceea, uite, așa se pornește și îți dă mură în gură toate detaliile. Ăla se numește manual de utilizare al telefonului sau al televizorului sau orice. Biblia nu este un manual. În Biblie nu te duci să deschizi la întâmplare și să vezi ce ți-a vorbit Domnul. Nu. În Biblie nu te duci să cauți care să fie numele viitoare soții. Nu există așa ceva. Biblia nu se ocupă cu așa ceva. Nu așa cauți călăuzirea. Biblia nu este un manual. Ce este Biblia? Un ghid. Ce este un ghid? Un ghid este ceva scris care îți dă direcții. Da? Manualul îți dă detalii, ghidul îți dă direcții. Asta este diferența. Biblia este un ghid care îți spune, vrei să te căsătorești? Nu-ți dă numele, vârsta, kilogramele, da, numărul de peri din cap. Da. Biblia îți spune direcția, să te căsătorești cu cineva din poporul lui Dumnezeu. Asta e. Atât, nu-ți dă detalii. Vom vedea puțin mai încolo că poți apela și la alte surse pentru călăuzire, dar în Biblie nu cauți detalii, ci direcții. Ați înțeles asta? E foarte simplu. Deci Biblia este un ghid, nu un manual. De aceea când citești din Biblie anumite lucruri, trebuie să vezi principiul, adică ce îți spune principial de acolo. De exemplu, în Deuteronom 18, dacă vei citi, Biblia vorbește despre ghicitorie. Și acolo spune Dumnezeu, sunt împotriva ghicitoriei. Nu-ți dă detalii. Pentru poporul Israel putea să dea Dumnezeu detalii, dar în principiu Biblia spune că noi nu apelăm la ghicitorie. Și nu apelăm la horoscop. Da? Sper că nu citiți horoscopul dimineața, da? Sau zodii, credeți în zodii? Sper că nu. Un frate a venit toată la mine și m-a întrebat, frate, din ce zodii ești? Auzi, le-am ținut o scurtă predică să mă țină minte. Noi nu credem că astrele cerești se aliniază într-un anumit fel și îți dă ție călăuzire. Asta este o imaginație, este o prostie, este o idolatrie. Noi nu credem în acest fel de călăuzire, dar credem că Dumnezeu a inspirat autorii Bibliei. Și aici, în Sfânta Scriptură, găsim direcții, principii
după care să trăim. De aceea vă rog, nu, poate funcționa asta cu deschisul Bibliei la întâmplare, în unele situații se potrivește, dar în foarte puține situații și nu e bine să fie o regulă. Da? Pentru că în felul acesta tu trăiești practic la întâmplare. Nu, Biblia nu este dată să o deschizi la întâmplare, Biblia este dată să o studiezi, să o înțelegi și să extragi de aici adevărul și principii pentru călăuzire. Da. Așa să ne ajute Domnul și așa să vă ajute pe voi. De aceea, fi deschis la Cuvântul lui Dumnezeu cu mare grijă, să asculți de toate poruncile pe care le dă Dumnezeu în cuvânt, în domenii pe care le abordează specific. De exemplu, în domeniul moral, Dumnezeu nu s-a schimbat. Voia morală a lui Dumnezeu nu trebuie să decidă, dar pune limite. Adică, ce vreau să spun este că în vremea poporului Israel, de exemplu, când citești din Vechiul Testament anumite lucruri despre Dumnezeu, ce le cerea Dumnezeu să facă israeliții sau ce le interzicea, acolo era pentru poporul Israel. Dar tu trebuie să vezi în spatele acelor porunci, reguli care, da, care erau acolo, să vezi ce a vrut să spună Dumnezeu. Da. Bun. Al doilea mod prin care Dumnezeu te călăuzește prin părtășie este părtășia prin rugăciune. După cuvânt urmează rugăciunea. Rugăciunea este încurajată în toată Scriptura. Și ce înseamnă rugăciunea? Cea mai frumoasă definiție mi-a dat-o păstorul meu când eram eu tânăr. Și el a luat-o de la cineva și a spus că rugăciunea este respirația sufletului. Foarte frumos. Adică tu, sufletul tău, are nevoie să respire, să comunice cu cineva. Cum vine lucrul acesta? Că asta vă ajută. Și aici vă rog să fiți foarte atenți. Spunea un mare teolog al bisericii, Jean Calvin, că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, dar în același timp să te cunoști și pe tine însuți. Îl vei cunoaște pe Dumnezeu dacă, mai bine dacă te cunoști și pe tine. Adică trebuie să știi ceva despre cine ești tu. Și iată ce credem noi că spune Biblia despre cine suntem noi. Dacă te-ar întreba cineva astăzi, tu cine ești? Ce definiție ai da? Care e identitatea ta? Cum te definești? Noi credem că omul este o ființă personală creată. Creată de Dumnezeu. Sunteți de acord până aici? Ești o ființă, dar nu ești animal. Ești o ființă umană. Acum și animalul, mâța, noi avem o mâță acasă, cheamă Maia. Soția mea o iubește tare mult. Eu am legături cordiale cu ea, dar nu foarte apropiate. E, ea e o mâță. E o ființă, da. Seamănă cu noi oamenii parțial, da. Dumnezeu, vă amintiți în Geneza ce a făcut? A făcut pământul, a făcut vegetația, a făcut animalele și apoi la sfârșit l-a făcut pe om. Și numai despre om spune Biblia că l-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Animalele nu sunt după chipul lui Dumnezeu și asta încerc să explic soției mele. Tu zic, trebuie să mă iubești pe mine altfel. Da, ea spune că mă iubește oricum, altfel, da. O iubește și mâța. Deci, ce avem împreună? Avem că respirăm,
trăim, avem o energie trupească, nu avem și trup, are și animalul are și o parte sufletească, adică are suflare de viață. Și noi avem suflare de viață în noi, pentru că ați văzut un om mort. Un om mort e doar corp și ce nu mai are? Suflet. N-are partea sufletească, da. E, această parte sufletească, animă, e cea care energizează trupul. Când un om moare, partea asta sufletească unde dispare, unde merge? Pentru că ea nu se anulează, apropo. Biblia spune că Duhul acesta, care e în om, se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Așa spune, în Eclesiastul 12. Bun. Diferența între mine și o ființă animalică, deci într-o ființă umană și ființă animalică, este chipul lui Dumnezeu din om. De ce Dumnezeu spune că l-a făcut după chipul nostru, după chipul meu, zice Dumnezeu? Ce e acel chip? The image, în limba engleză, și vine din latină, imago. Imago Dei înseamnă chipul lui Dumnezeu. Și aici e diferența. Diferența între tine și o mâță. Între tine și un pisoi. Da? Este că ai chipul lui Dumnezeu în tine. Ce înseamnă asta? Că ești persoană. Avea chipul lui Dumnezeu înseamnă să fie ființă personală cu capacitatea de a gândi, de a raționa, cu capacitatea de a iubi, cu capacitatea de a alege și cu capacitatea de a intra în experiențe, în relații intime, în experiențe cu Dumnezeu. Da. E o mare diferență. Am stat de vorbă cu mâța mea de câteva ori. I-am explicat rațional multe lucruri. Nu le înțelegi. De ce? Dă impresia că e atent, așa? Dar ea trăiește din instinct. Instinctul primar, instinctul pe care îl avem și noi oamenii, apropo, că toți avem instinct. Dar ce am eu e rațiune și ea n-are. Pisica aia n-are rațiune, are doar instinct. Eu pot să aleg între bine și rău. Și o pisică se ferește de foc sau se ferește de lucrurile din instinct. Eu din rațiune și din voință, din capacitatea mea de a distinge, de a mă feri, de a alege binele în locul răului. De aceea este o anomalie ca omul să aleagă răul în locul binelui. N-ar fi trebuit să fie așa. Bun. Nu insist asupra acest lucru, dar am vrut, de ce să vă spun aceste lucruri? Pentru că rugăciunea, rețineți, rugăciunea este o comunicare între ființe personale. Dumnezeu se prezintă pe sine ca o ființă personală, deci cu voință, cu rațiune, cu sentimente. Toate acestea le-am și eu, numai eu pe pământul acesta. Deci numai eu mă pot ruga lui Dumnezeu din lumea asta și El să mă asculte. Asta trebuie să-ți intre în minte. E extraordinar. Vrei călăuzire? Folosește rugăciunea. Această comunicare de la persoană la persoană. Nu de la ființă personală la ființă animalică, nu. Dumnezeu este persoană, ca și mine. El m-a făcut după chipul său. El e perfect, eu sunt imperfect. Dar totuși, eu când rostesc cuvinte, uitați ce am făcut și ne-am rugat și astăzi, da? Când eu articulez cuvinte, sunt o persoană cuvântătoare. Deci sunt o persoană care am așa numită determinare de sine și identitate de sine. Adică eu știu cine sunt și știu ce fac. Și sunt responsabil de ceea ce fac. În rugăciune asta faci. V-am văzut pe unii dintre voi, iertați-mă, dar v-ați rugat la comandă. Așa, sec.
Nu, e ca și între persoane, adică tu nu, ai o prietenă și vorbești cu ea, ea nu se uită în altă parte, nu-ți place, nu? Când cineva se uită în altă parte, când vorbești, te aștept să se uiți ochi în ochi, nu? Să comunicați, să vorbiți, asta înseamnă să ai relație. Așa e și cu Dumnezeu. Cum adică tu vrei să ai călăuzire de la Dumnezeu, dar tu când te rogi te gândești în altă parte și folosești cuvinte fără nicio putere, fără sens. Așa, bolborosite, repetate. Mă zici ce zic și alții lângă tine. Nu-i corect. Deci rugăciunea este respirația sufletului tău. E ceea ce îți vine să spui lui Dumnezeu. Sigur, în public e mai greu să te rogi. Așa, să spui de toate, dar eu sper că tu ai rugăciune personală acasă, în cămăruța ta, cum se spune. Și acolo Dumnezeu îți dă călăuzire. Când te rogi, Dumnezeu îți poate spune, vorbi, comunica voia Lui. De aceea rugăciunea așa importantă. Am auzit foarte multe mărturii în viața mea de slujitor din partea credincioșilor care mi-au spus, în timp ce mă rugam, Domnul mi-a vorbit. În timp ce mă rugam, Domnul m-a luminat. Mi s-a luminat mintea. Perfect, așa este. Pentru că dacă nu comunici, dacă nu-i spui lui Dumnezeu, cum să te călăuzească? Când tu taci, mutalău, stă... Îi văd pe unii că nu se roagă în biserică. Și vrei călăuzire? Tu nu te rogi acasă, nu? Când conduci mașina pe... Nu știu ce aveți aici, aveți metrou. Nu. Mergi la servici. Pe, tu ai un timp. Ce faci în timpul ăla? Uite, ai putea să te rogi. Să comunici cu Dumnezeu. Iertați-mă că fac această comparație, poate nu se cuvine, dar... Anglia are o problemă, să zicem, cu musulmanii. Sunt tot mai mulți, în sfârșit, dar ați sesizat ceva la musulmani? Că au curaj să se roage. Când vine ora de rugăciune, se duc și se roagă. Eu n-am văzut creștini făcând asta. Îmi spune un pastor din Londra. Era în autobuz în mijlocul Londrei. Acum câțiva ani. Și între două stații, la ora 1 fix, mi se pare, se oprește autobuzul. Șoferul era un musulman. Toți se oprește. Ce s-a întâmplat? Ceva? Între două stații. Oprește autobuzul, își ia... Da? Cum îl numiți aici? Covor. Covorașul acela și îl așează, caută direcția potrivită, și îl așează și se închină, se roagă. Câteva secunde a durat toată faza. Tot autobuzul a amuțit. Nu s-a auzit nimic în autobuz. Nimeni n-a zis nimic. Au așteptat până când șoferul și-a terminat rugăciunea și a strâns covorașul, s-a pus pe scaun și a plecat mai departe. Vreau să vă imaginați acum că asta ar face un creștin. Ce s-ar fi întâmplat în autobuzul acela? Cum ar fi reacționat lumea dacă un creștin ar fi oprit la ora 1? Zic că eu mă rog Domnului acum, opresc. Păi a doua zi nu mai era la servici, nu? Era dat prin ziare, hulit, înjurat. Știați că în secolul 2, deci vorbind după anul 100, deci vorbind de primii creștini în perioada persecuției bisericii, și în secolul 3 deja, deci după anul 200, creștinii obișnuiau să se roage de 3 ori pe zi la ore fixe. N-ați știut. A fost regiuni în Imperiul Roman în care creștinii se rugau de 5 ori pe zi. De unde credeți că a venit ideea? Pentru că musulmanii prin Mohamed, da, au început religia
musulmană, islamul, în anul 600, după Hristos. De unde credeți că s-au inspirat? Deci rugăciunea era, dacă vreți, parte a vieții creștine, a bisericii. Să te rogi la ore fixe. Noi nu mai facem lucrul acesta, știți de ce? Că scrie în Biblie acolo că rugați-vă neîncetat. Noi tot timpul ne rugăm. Oare? Nici nu știu dacă nu ar trebui să vă încurajez. Poate, dacă ai probleme cu rugăciunea și nu reușești să te rogi, fixează-ți niște ore de rugăciune. Ai acum ceas, smartphone, nu poți să-ți programezi, să sune alarma. Te rogi la ora 8, la ora 12, fixează de 3 ori pe zi. Crezi că ar fi ceva greșit? Nu cred. Dar tu vrei călăuzire. Vrei ca Domnul să-ți vorbească, dar tu nu vorbești cu Dumnezeu. Cum crezi că e asta? Că aud pe unii și pe alții. Sau unii se roagă așa în fugă, foarte pe scurt, nu insistă, nu stau de vorbă cu Domnul, nu au viața aia de intimitate cu Dumnezeu. Când crezi că îți vorbește Dumnezeu? Când ești în fugă? Așa îi dai și lui câteva secunde, așa, Doamne ajută-mă să prind autobuzul. Nu? Ai rugăciune pentru tine? Și tu vrei să te călăuzească Domnul, să-ți descopere voia Lui? Nu cred că o va face. Cuvântul e prima modalitate, de aceea am insistat. Al doua metodă sau al doilea mod prin care Dumnezeu se descoperă, își descoperă voia, este prin rugăciune. De aceea vorbește mai mult cu Domnul. Stai mai mult în voia Lui. Și roagă-te după. Și rugăciunea ta trebuie să fie în conformitate cu Biblia. Să nu te rogi ceva ce Biblia interzice. Adică voia morală a lui Dumnezeu e descoperită în Biblie, tu trebuie să te rogi conform caracterului sfânt al lui Dumnezeu. Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu lucruri pe care să le facă pentru tine sau să-ți dea voie ție să le faci și ele sunt împotriva Bibliei. De aceea mai vin unii la mine și tineri. Frate, că aș vrea să mă căsătoresc cu nu știu cine, dar nu-i din credința noastră. Nu, e așa. Zice, e creștin. Sau e creștină, dar e fată bună, băiat bun. Și ești sigur că asta e voia Domnului? Te căsătorești cu cine? Cu cineva care are aceleași valori pe care le ai și tu. Crede în aceleași lucruri în care crezi și tu. Biblia spune să fie din poporul Domnului. Deci zona se restrânge, adică nu poți forța și să-i spui, Doamne, vreau să mă căsătoresc cu cutare, dar el nu crede în tine. Dar e bea bun. Nu se poate. Deci Biblia aici pune limite, vedeți? Și când te rogi, vreau să spun să te rogi în concordanță cu voia morală a lui Dumnezeu. Al treilea mod prin care te poate călăuzi Dumnezeu în părtășie este prin mărturia sau lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Asta a primit mai multe definiții, unii spun că e vocea Duhului, alții spun că e vocea interioară, alții spun că este un impuls călăuzitor, un martor interior, așa se simte. În principiu toți vor să spună același lucru, că Dumnezeu te poate călăuzi printr-o lucrare specială în inima ta, în lăuntrul tău, a Duhului lui Dumnezeu. Există astfel de situații. Nu e foarte des, apropo. Deci nu, cei care nu citesc Scriptura, nu se roagă, nu cred că vor primi ei nu știu ce revelație specială de la Duhul Sfânt. Fă-ți partea ta, citește Scriptura mereu, stai în părtășie prin rugăciune cu Dumnezeu și poate că Domnul îți va da o lucrare specială
și ție. Dar este posibil ca Dumnezeu să îți vorbească special printr-o voce, printr-o impresie specială, o lucrare specială, nu știu. Dar mai rar e lucrul acesta. Bun. Aici e prima parte cu călăuzirea. Trec acum la partea mai practică. Dumnezeu poate să te călăuzească, deci întâi prin părtășie, în al doilea rând prin providență. Cuvântul providență este un cuvânt latinesc și se referă la lucrarea lui Dumnezeu de a conduce universul, de a susține universul prin puterea lui și de a aduna, a ghida toate lucrurile să lucreze după voia lui, după planul său. Bun. Asta înseamnă providență. Dumnezeu, cu alte cuvinte, vede toate lucrurile dinainte, nu e ca noi care nu vedem. Și Dumnezeu nu numai că prevede toate lucrurile, asta înseamnă a prevedea, providența, vedea dinainte, Dumnezeu poate să adune anumite evenimente, oameni, și să îi folosească pentru călăuzirea ta, în providența Lui, în puterea Lui. Dumnezeu este în control, adică El nu a pierdut de sub control nici viața ta, nici viața bisericii. De aceea Dumnezeu este gata să te călăuzească prin anumite semne speciale. Deci, la ce mă refer aici? Primul exemplu al meu este acesta. Se numește, într-un limbaj așa mai rar, uși închise, uși deschise. Open doors și closed doors. Adică Dumnezeu poate să îți, se numește prin circumstanțe, adică Dumnezeu să te călăuzească prin împrejurări. Pentru că toate lucrurile din lumea aceasta sub controlul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate îngădui, atenție, subliniez cuvântul, a îngădui sau a permite anumite împrejurări să lucreze în favoarea ta sau împotriva ta. Dumnezeu poate să lase lucrurile să te avertizeze din timp, nu totdeauna circumstanțele, adică împrejurările sunt în favoarea ta. Poate că Dumnezeu îngăduie ceva, un necaz, o trimite un om, știu eu, o profeție care să te oprească din anumite lucruri pe care le faci. Da? Poate să facă Dumnezeu, sigur. Noi nu credem că evenimentele din viața noastră sunt accident, noroc. Da. Știți Romani 8:28 ce scrie acolo? Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Deci tu îl iubești pe Dumnezeu și crezi că toate lucrurile conlucrează, adică lucrează împreună. Au sens, adică. Și cum face Dumnezeu lucrul acesta? În anumite situații, și să fii atent aici, Dumnezeu în providența Lui te oprește, trimite anumite situații sau circumstanțe nefavorabile, potrivnice, care să te împiedice. Nu totdeauna zic circumstanțele sunt favorabile. Și v-aș putea da aici mai multe exemple în cartea Faptele Apostolilor. Chiar Apostolul Pavel, citim acolo că și împreună cu alții, au vrut să facă o lucrare undeva și zice, Duhul nu le-a dat voie, Iisus nu le-a dat voie. Cum se explică asta? Că Dumnezeu a intervenit. Și vă spun, nu au avut pace în suflet. E un criteriu foarte important acesta. Când iei o decizie mare în viață, să ai pace. Pacea Duhului. Dacă nu ai pace, nu lua decizia, mai așteaptă. Poate că Dumnezeu
a trimis o tulburare, o situație care să te oprească și să-ți dea un semnal. Nu faci bine. Nu trebuie să spargi ușa aceea. Da? Nu trebuie să spargi ușa aceea. Odată o fată din biserică, credincioasă, frumoasă, a venit la mine și mi-a spus: frate păstor, zice, am cunoscut un băiat și așa vorbim de o vreme, dar aș vrea să vă dați și dumneavoastră părerea despre el. Și bun, zic, invită la biserică să-l cunosc și următoarea duminică vine cu băiatul, mi-l prezintă la terminarea slujbei, așa, ne-am dus în curte și era mult popor, era vară. Și mi-l prezintă pe băiat, dau mâna cu el, încep să vorbesc puțin cu el și se încheie tot. După o zi sau două mă sună fata la telefon și spune: „Na, frate păstor, ce părere aveți de băiat?” Și eu zic: „Auzi, băiatul ăsta nu-i pentru tine.” „Oh, dar de ce?” Zic: „Uite, spun ceva. Zic, eu am fost tulburat de băiatul ăsta.” „Cum?” Și când i-am spus așa, noi eram în curte acolo și vorbeam și vreau să-l cunosc pe el. Mă uitam la el și el nu era atent la ce vorbea cu mine. Se uita după alte fete, în timp ce era cu tine acolo. Zic, eu am văzut asta. Zic, băiatul ăsta e afemeat. Băiatul ăsta, zic, nu-i serios. Zic, eu ți-am spus părerea mea, eu n-am avut pace. Da, și mă uit la câțiva băieți, după cum se poartă în biserică acum, nu fi aș recomanda. Da, da? La fel și fete. Pentru că după cum te îmbraci, după cum dai atenție cuvântului Dumnezeu, după cum cânti sau ochii, după cum te, gesturile tale, trădează ceva despre starea ta spirituală. Da. Cum e posibil în timpul slujbei tu să butonezi telefoanele, să stiuți la unde nu trebuie? Mă înțeleg, parțial. Da, mă întorc. Și fata a fost afectată când ne-am spus lucrul acesta, n-a zis nimic așa. Și după câteva săptămâni, iar mă întâlnesc cu ea, ea vine la mine și îmi spune: „Frate păstor, zice, vă mulțumesc, să știți că nu sunt prietenă cu băiatul acela și ați avut dreptate. Nu l-a cunoscut și după ce a început să-l cunoască și să întrebe și de alții despre băiat, a găsit o istorie în spate. Era un tip din ăsta care, din floare în floare, fată în fată și... Până la urmă, ca să știți și istoria, băiatul ăla n-a rămas în biserică, s-a căsătorit în lume, un dezastru în viața lui. Fata, în schimb, a ascultat, a luat o decizie credințeleaptă, pentru că a înțeles că circumstanțele nu erau favorabile, n-a avut pace. Și și-a văzut de treabă că iubirea trece și ea, repede, s-a îndrăgostit de altul, familie și tot a fost bine. S-a încheiat cu bine. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu poate să permită în viața ta niște circumstanțe, niște împrejurări, să-ți atragă atenția că nu mergi bine sau să te încurajeze. Deci există și circumstanțe favorabile. Tu când te rogi, când citești Scriptura și ești bine spiritual, asta creează spațiu, da? Pentru Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, să te atenționeze sau să te încurajeze din timp. De aceea, împrejurările nu sunt accidente. Împrejurările pe care Dumnezeu le lasă în viața ta trebuie să se alinieze planul lui Dumnezeu și voii lui Dumnezeu, sfinte și desăvârșite. Poți să iei o decizie împotriva, prinde război sau de tulburare, mai lasă un timp. Poate că nu e momentul, poate că Dumnezeu vrea să te oprească.
Mai am un exemplu aici de călăuzire, pe lângă împrejurări. Dumnezeu te poate călăuzi prin mentori, prin duhovnici, oameni maturi. Da, Dumnezeu poate să trimită în viața ta oameni care să te ajute. Am dat acest exemplu din viața mea pastorală, dar și ăsta e sfatul meu pentru voi, dragi tineri, când trebuie să luați cele mai importante decizii în viață, nu le luați singuri. Căutați un mentor, căutați pe cineva cu care să vă sfătuiți. Ar fi ideal ca mentorul tău să fie părintele tău. Ar trebui să te consulți în toate deciziile mari cu părinții tăi. Dar dacă părinții poate nu te ajută sau nu sunt credincioși sau împotriva ta și lucrurile sunt diferite, caută un mentor. Poate să fie diaconul bisericii, prezbiterul bisericii, pastorul bisericii, poate să fie cineva matur din biserică. Fetele să caute surorile mature din biserică, băieții să caute bărbați maturi, căsătoriți, care știi că au experiență de viață, să te ajute. Și eu, uitați, la vârsta asta am 61 de ani. Am prieteni, unii și mai tineri ca mine, și alții mai în vârstă, cu care mă consult la probleme importante de viață. Ca să am dublură, să știu că am împărtășit cu cineva, poate că prietenul ăsta al meu sau fratele meu care e matur, vede ceea ce eu nu pot vedea. Și decât să fac greșeli mari, mai bine mă consult cu cineva. Asta e înțelept. De exemplu, cele mai importante decizii ale vieții tale care sunt? În afară de a-L urma pe Iisus Hristos, aici nu-ți trebuie mentori. Asta tu trebuie să te hotărăști, un mentor sau un duhovnic, cineva te poate ajuta însă. Dar dacă e vorba de școală, la ce școală să te duci? Ce direcție în viață să ai? Un mentor te va ajuta. Vei sta de vorbă cu el și va spune, uite, punctele tale, ale tale sunt astea, ale slabe sunt astea. Și așa, povestind, el te cunoaște și te ajută. La căsătorie, de asemenea, te poate ajuta cineva. Uite, băiatul ăla nu-i de tine, sau fata aia nu-i de tine, sau este de tine, cred că vă potriviți. Deci, consultă-te. Da, Dumnezeu poate să trimită în jurul tău oameni maturi cu care să te sfătuiești. Și încă un exemplu aici, legat de călăuzire. Da, e posibil ca Dumnezeu să te călăuzească prin semne speciale. Dumnezeu, care este suveran, providențial, poate să îngăduie anumite semne supranaturale, la asta mă refer, speciale. De exemplu, Dumnezeu poate să îngăduie un profet, un proroc în viața ta, prin care să te ajute. Poate funcționa ca un mentor, dar atenție la proroci. Da? Prorocii sunt pentru sfătuire, ei nu sunt ultimul cuvânt, ei pot să spună ceva. Biblia are ultimul cuvânt, Biblia are cuvântul. Și dacă ai tu Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate călăuzi direct și pe tine. Că te mai sfătuiești cu unul cu altul, da, însă aveți grijă și aici cât credit dați prorocilor. Da, Dumnezeu îi poate folosi. Pentru ce? De pentru ce erau prorocii? Pentru două lucrări erau folosiți în Biblie, așa citim. În primul rând, prorocul era pentru a da învățătură bisericii. Avea un mesaj pentru adunare, pentru Israel sau pentru biserica mai târziu. Asta e primul rol. Să învețe, să dea direcții. Da? Și în al doilea rând, prorocul era folosit ca să transmită anumite mesaje speciale din partea lui Dumnezeu. Dar nu neapărat totdeauna. Dar pentru viața ta nu cred că ai nevoie de un mesaj special, de o lucrare specială ca să te căsătorești sau să mergi la o școală.
Știu pe cineva, mi-amintesc acum de un caz din Spania, în care familia era în Spania cu copiii la școală și sunau un proroc din țară să le spună la ce școală să meargă fata lor. Dar ce știa prorocul ăla din România de școlile din Spania? E ridicol. Nu se face așa ceva. Deci, nu vă pierdeți demnitatea de a lua decizii. Rolul prorocului este special în biserică, asta se discută separată, nu are de a face viața ta privată sau particulară, nu-mi place cuvântul privat. Cuvântul privat înseamnă a fi privat de libertate. Mai degrabă viață personală. Bun? Domnul te poate călăuzi și pe tine, și pe cei de lângă tine. Nu trebuie neapărat să vină cineva de la sute de kilometri să spună ce să faci. De obicei, prorocii, atenție, sunt pentru biserică, nu pentru viața personală. Prorocul este să zidească biserica. N-ar trebui să aibă de a face cu viața ta personală și cu deciziile din familia ta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, eu așa îi găsesc. Nu îi găsesc în altă parte. Biblia spune în 1 Corinteni 14 foarte clar că dacă este cineva care are darul acesta să facă spre zidirea bisericii, nu spre zidirea personală cuiva. Dar ăsta e un alt subiect. Însă, poate, Dumnezeu poate să o facă. De un alt exemplu aici este prin visuri. Poate Dumnezeu călăuzi prin visuri și vedenii. Da, Biblia îți permite, dar cu foarte mare prudență. Dar nu trebuie să dai importanță la orice vis. Da? Dacă ai visat, un băiat blond, nu înseamnă că trebuie neapărat să te căsătorești cu un băiat blond. Da? Deci, visurile, să știți că au puțin contact cu realitatea. Eu n-aș risca să fiu călăuzit prin visuri. Pot să iau anumite semnale. Domnul îmi trimite așa ceva, dar viața mea nu este trăită prin visuri. Da? De aceea trec la ultimul lucru și cu asta voi încheia. A treia categorie de călăuzire, deci călăuzirea întâi este prin părtășia cu Dumnezeu, prin cuvânt, rugăciune și vocea Duhului Sfânt. În al doilea rând, Dumnezeu te poate călăuzi prin providență, adică prin lucrări speciale, poate să o facă prin circumstanțe, împrejurări, prin oameni pe care i-a pus lângă tine, printr-un proroc sau printr-un semn oarecare, sau chiar printr-un vis, cine știe. Dar există o a treia categorie de, dacă vreți, surse de călăuzire, și anume, Dumnezeu te poate călăuzi prin personalitatea ta. Și acum vă amintiți ce v-am spus despre ființa umană. De ce crezi că ți-a dat Dumnezeu rațiune, minte? Să o folosești și în călăuzire. De ce crezi că ți-a dat Dumnezeu sentimente, emoții? Să le folosești în toată curăția. Și Dumnezeu te poate călăuzi și prin rațiune și prin emoții. Da, cred lucrul acesta. Dacă mintea ta este curată, dacă emoțiile tale sunt curate, Dumnezeu le poate folosi spre călăuzirea ta. Și pentru asta nu trebuie neapărat să te duci la nu știu cine. Adică ce vreau să spun este că Dumnezeu folosește și caracterul tău, felul tău de a fi, personalitatea ta să îți vorbească. Și să nu uiți lucrul acesta. Da. Uneori Dumnezeu îți trimite anumite sentimente. Da? Vă amintiți de David? David, când a păcătuit, a avut foarte mari tulburări și a cerut ajutorul lui Dumnezeu chiar atunci. Dumnezeu i-a vorbit prin trăire. Vezi, zice, mi se uscau oasele, nu puteam să mă bucur. De ce? Pentru că eram păcat. Trăia în păcat, adică, și trebuia să se mărturisească. Dumnezeu i-a vorbit prin aceste stări emoționale.
De aceea în Psalmul 139 el spune: cercetează-mă, Dumnezeule, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Da. Nu spune Apostolul Pavel în Filipeni 2:13 că Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea. Deci Dumnezeu poate folosi voința ta. Poate folosi rațiunea ta. Vreau să spun răspicat că atunci când Dumnezeu te călăuzește, nu îți anulează personalitatea. Nu trebuie să mergi tot timpul la alții. Tu ai suficiente resurse, puncte de reper, de contact cu Dumnezeu pe care El le-a pus în tine. Folosește-ți mintea, folosește-ți sentimentele, folosește-ți voința. Ține-le curate toate și Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi. Și mai am ceva să vă spun aici, conștiința. Eu cred că Dumnezeu poate să folosească conștiința ta ca să te călăuzească. Ce-i conștiința? Cugetul. Este capacitatea ta de a discerne, de a distinge între bine și rău. Uite, cum îți dai seama că ceva e rău și bine? Dumnezeu a pus în tine conștiința. Când vrea să te călăuzească Dumnezeu, credeți că Dumnezeu îți anulează conștiința? Așa, las că îți trimite-o pe cineva să... Nu, nu. Dumnezeu va folosi tot ce ai tu întâi. Da? Și mintea ta o va folosi, și conștiința, și sentimentele. Dacă toate acestea nu funcționează și tu nu ești pregătit și n-ai încă, știu eu, puterea, capacitatea de a decide, Dumnezeu poate să trimită și alte circumstanțe, oameni, semne. Dar nu-ți anula personalitatea când trebuie să primești călăuzirea. O condiție trebuie să fie, să le ții curate, ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra prin mintea ta și prin inima ta, prin voința ta și prin conștiința ta. De aceea trebuie să-ți disciplinezi toate aceste simțăminte și dorințe și gânduri. Cu cât ești mai disciplinat în viața ta spirituală, cu atât Dumnezeu va folosi tot mai mult aceste capacități, dacă vrei, ca să te călăuzească. Și când va trebui să decizie, nu trebuie să te perpelești, să nu știi ce să faci. Nu, un creștin nu e un hăbăuc, un... Știți ăla hăbăuc? Cum să zic eu? Să mă nardeal se folosește. Dumnezeu nu vrea să fie un amețit, unul dezorientat, unul din ăsta cu capul nori care... Nu, un creștin trebuie să fie și rațional, pe picioarele lui, folosește tot ce ți-a dat Dumnezeu, da? Pentru călăuzire. Și dacă toate acestea pe care ți le-a dat Dumnezeu nu te ajută, poți apela și la alte circumstanțe, împrejurări, semne. Și am apelat foarte rar la semne, dar în anumite situații în care nu m-a ajutat nici mintea prea bine, nici sentimentele, a trebuit să cer un semn de la Dumnezeu, dar nu absurd, nu semne absurde, intervenții adicale lui Dumnezeu absurde, ceva ce să îți dea de înțeles că Dumnezeu e de acord sau nu cu anumită decizie în viața ta. Bun, acestea fiind zise, eu închei aici prezentarea mea și dacă aveți întrebări pe linia celor trei, deci pe ce ne-am dus? Pe părtășie, pe providență și pe personalitate. Dacă pe linia acestor idei aveți întrebări, cu drag. A venit ceva bilet în față? Nu. Poftiți liber. Cine dorește să aibă întrebare și dacă reușesc să răspund, voi răspunde. Dacă o să am călăuzire. Da? Nu? Ori n-ați înțeles nimic, ori ați înțeles foarte bine totul. A doua să fie. Da? N-am fost prea complicat. Prea bun. Ok. Sunt niște tineri maturi, n-au probleme, știu ce au de făcut, mă bucur lucrul acesta.
problemele o să vină la tine, frate Andrei, dar eu o să fiu plecat. Concluzia acestui studiu. Dumnezeu vrea să cunoști voia Lui. Vrea să te călăuzească. El vrea să cunoști ce plan are El cu tine, cum să trăiești. Pentru aceasta El e bun. Și ți-a dat, în primul rând, posibilitatea să ai părtășie cu El. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt. În al doilea rând, Dumnezeu te-a pus într-o lume pe care El o conduce și ți-a dat mai multe ajutoare. Pot să fie niște împrejurări, niște circumstanțe, uși închise, uși deschise. Ține minte, uită-te atent la ele, nu forța. Dumnezeu a pus niște oameni lângă tine, consultă-i, nu-i sfida. La marile decizii ale vieții, te rog să te consulți cu oameni maturi, te va ajuta. Da, dacă Dumnezeu crede că ai nevoie și de un semn special și tu îl dorești, poți să ceri lucrul acesta în toată smerenia. Dumnezeu poate să-ți dea ceva semn special și prin oameni speciali. Și în al treilea rând, Dumnezeu te-a creat cu personalitate. De aceea Dumnezeu vrea să folosească exact ce te-a pus El în tine. Mintea ta, sentimentele tale, voința ta, conștiința, chiar instinctul, tot ce a pus Dumnezeu în tine, dacă ți le ții toate curate, El le poate folosi să te călăuzească. Avem o întrebare aici, dar nu e direct despre călăuzire. Cineva dorește să știe cum să-și aducă familia la pocăință. Eu cred că, în primul rând, trebuie să te rogi pentru ei, să nu încetezi să te rogi pentru ei. În al doilea rând, să trăiești curat. Ei se uită la tine. Da. În al treilea rând, cred că ar fi bine să vorbești și altora despre cei din familia ta și alții să se roage sau să-i caute pe cei din familia ta. Să nu fii singur în toată lupta aceasta. Dumnezeu poate face lucrări mari. Vreau aici să vă spun ceva. Eu eram tânăr în liceu, la Oradea. S-a pornit o lucrare frumoasă de trezire spirituală acolo printr-un pastor local, pe nume Liviu Ola. El mi-a fost păstor ani de zile și de la el am învățat un lucru minunat. De fapt, nu numai eu, ci mulți tineri din generația mea. A venit într-o zi și ne-a spus așa, toți cei care vreți să vă vedeți cei dragi mântuiți, vă rog să vă faceți o listă de rugăciune pe care să o țineți în Biblie, cu 10 nume. Să scrieți 10 nume care acum credeți că sunt nemântuiți și vreți să fie mântuiți, vreți să vină la pocăință. Și rugați-vă în fiecare zi pe nume pentru acești oameni. Și așa am făcut. Eram tinerel în vremea aceea, 17 ani. Dar am făcut lucrul acesta și câțiva ani am avut în Biblia mea lista cu 10 persoane. Și rând pe rând, an după an, se pocăiau cei din lista mea de rugăciune. Până la urmă, toți pe care am pus eu în lista mea de rugăciune s-au întors la Domnul. Da. Deci poți să faci și lucrul acesta, să-ți pui ca prioritate în rugăciune acest lucru. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Vă mulțumesc. La ora 6 este din nou întâlnirea aici, trebuie să ne oprim aici. Mi-a făcut plăcere să vă văd și să vă vorbesc. Luați ce credeți că a fost potrivit, folositor, să nu pleci de la această întâlnire fără o decizie. Să zici, Doamne, vreau să mă sfințesc, ca să pot să mă călăuzești mai clar. Doamne, ajută-mă să-mi țin mintea curată, ca să-mi poți vorbi. Doamne, ajută-mă să am sentimentele curate, să iubesc mai mult Biblia. Da?
E, acum când plecăm, vin și întrebările. Cum ne călăuzește Dumnezeu prin darul pe care l-a pus în noi? Darul pe care l-a pus Dumnezeu, dacă e darul duhovnicesc, de obicei, Biblia spune, nu de obicei, sigur, darul este pentru zidirea bisericii, nu a ta. Deci folosește-l în biserică. Și dacă biserica îți acceptă darul, folosește-l. Asta e călăuzire. Dar nu poți să te duci la frați să le spui, fraților, eu am darul să vă fiu păstor. Nu vei convinge pe nimeni. Sau darul de a predica, dar tu de-abia vorbești. Sau darul de a cânta și ești afon. Adică darul duhovnicesc este pentru zidire și trebuie recunoscut de biserică. Ar fi bine să-l împărtășești cu câțiva de lângă tine întâi și apoi cei care conduc biserica și să le spui, am un dar. Și ei te vor ajuta să îți creeze spațiu, să-l pui în negoț și să-l folosești pentru zidirea bisericii, dacă e vorba de darul duhovnicesc. Sami, mai așteaptă. De unde știm că e vocea Domnului? Sigur, vocea Domnului e o metaforă, nu auzi neapărat o voce. Dacă auzi voce, ai altă problemă. Da, de altfel. Yeah. Vocea Domnului se referă la o confirmare, de obicei, a cuvântului lui Dumnezeu. Poate să fie un verset. Poate să fie printr-o cântare, un adevăr, adică, care este atunci descoperit și îl înțelegi. Și Domnul atunci ți-a vorbit, pentru că un adevăr a intrat în tine și spui, ăsta e adevărul, nu poate să fie altfel. Ți-a vorbit Domnul, ție. Vocea Domnului poate să fie, zic, printr-un cuvânt, chiar printr-o cântare, prin rugăciune, în timp ce te rogi, sau poate prin cineva care vine și îți spune niște lucruri pe care numai tu cu Domnul le știi. Da. Ce facem când nu ne răspunde la rugăciune? Uneori Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre pentru că rugăciunile sunt rele sau egoiste. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns la multe rugăciuni. Deci, ai încredere în Dumnezeu că El va răspunde la rugăciunile care trebuie. Nu te impacienta. Poate că Dumnezeu va găsi o modalitate să-ți vorbească altfel decât prin rugăciune. Poate că rugăciunea este doar o etapă. Sau, știți, Dumnezeu spune și în Iov, poate să-ți vorbească printr-o suferință. Da. Mai mult, uneori, suferința e o voce mult mai puternică din partea lui Dumnezeu decât un răspuns la o rugăciune. Sunt rugăciuni pe care nu mai trebuie să le faci. Nu aș fi stăruitor, insistent, dacă vezi că Dumnezeu o perioadă nu-ți dă răspuns. Pavel, de exemplu, a avut o problemă în trup. Un țepuș în carne, zice el, în 2 Corinteni, capitolul 12, găsiți asta. Zice, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul ăsta, problema asta, probabil fizică, o boală. Și Domnul nu i-a răspuns. Și zice, am încetat, gata, de 3 ori, numai atâta. Și apoi am înțeles că Dumnezeu a lăsat boala aceea, problema aceea, ca să învăț un mare adevăr, că puterea Lui se desăvârșește în suferință. Și am înțeles că atunci când sunt slab, de fapt sunt tare. Că și prin suferința aia eu m-am făcut mai puternic. Vedeți? Pavel a oprit la un moment dat rugăciunea, insistența. Și de aceea chiar vă rog, nu fiți absurzi, ridicoli, să cereți lucruri când vedeți că Dumnezeu le-a oprit. Anumite, sigur, pentru anumite adevăruri ne batem, ne luptăm împreună cu ceilalți. Dar când este vorba de tine, da,
Nu trebuie să spargi ușa. Trebuie să te oprești. Dumnezeu îți va spune și de ce și când. Ai încredere în El. Da? Amin. Okay. Frate Andrei.